După 4 zile, 5 zile. Nu mai și pe mie să vină? Nu. Salutare! Suntem la stâna din... Pietrușica! În Piatra Craiului. Și... aici ne planificaserăm noi să facem revelionul. Dar pentru că răceală, tuse, febră, am stat în oraș catriștii. Și... abia acum am reușit, la câteva zile după, să ieșim să vedem și noi cum e stâna, cum e poiana asta, pentru că noi voiam să ajungem aici, dar nu știam nimic de partea asta de Crai. Așa că... iată, ne-am plecat de 5 km de la cabana Brustureț. Am făcut vreo 2 ore. A fost destul de abruptă oricarea asta, da, nu? Și suntem aici în poiană. O întrebare, nu era cabana Pietricica? Cabana Pietricica e asta, da? Mai a doua. Păi și Brustureț? Da, noi am plecat de la Brustureț, am lăsat mașina. Da. Și acum, după pauză de masă, o să mergem până pe vârful Pietricica. Care? Nu știu, undeva încolo, spune. Primul? Ne-am codurit? Cred că la primul ieșau funduri. Nu știu, vedem. Cum vă spuneam, n-am fost niciodată în partea asta de Piatra Craiului. E fantastică Brașovul, în care o grămadă de zone noi, să zic așa. Hai să vedem cum e stâna înăuntru. Și după mâncăm un pic, nu? Da. Bun. Hai, după tine, tu vei fi ghidul în această stână. Vă conduc la... oi. La oi. Aici sunt două camere cu cupriciuri. Nu mai bune de dormit 10 oameni pe care încăpea. Pe aici intrăm în living room. Plus bucătăria, open space. Și asta a fost stâna din Pietricica. Mulțumim de primire. Mai venim și la anul. Tura noastră ușoară, prima după răceală, a ieșit una
foarte solicitantă. Am notat foarte mult prin zăpadă sus. Potecă lipsă între vârful pietricica și șaua funduri. Așa că efortul a fost foarte mare, frustrarea a fost foarte mare și timpul a fost foarte mare. Oh, vrei să mai arăți că treci și tu? Da. Da, treci. Datorită unui urs. Da, corect. Să-i mulțumim dacă se uită la acest video. Dacă te uiți la acest video, nu, mulțumim pentru urmele pe care le-ai făcut un kilometru pe Pocteca Pung Roșu, în creastă. Oh. Și da, era un urs adevărat, un om. Erau doar urme de urs, că noi nu le-am văzut. Suntem aici acum într-o poiană. Noi am făcut undeva de acolo până așa mult. Dar uitați câtă creasta Craiului avem în spate. Am făcut-o primăvara trecută cu Ștefan, creasta sudică. Verificați video pe canal dacă vreți să vedeți cum e o tură de alpinism de acolo. Și cam gata. Mai avem vreo 2 km și jumătate până la Brustureț. Sperăm să ajungem, iar apoi târâși grăpiși la volan până la Brașov, pentru că suntem toasted, o să avem febră 3 zile de acum înainte. Pa, pa! Acum! Pa, pa! Nu uitați de like! De comentarii! Cam așa, cam ca Elis.